ați aflat de ansamblul rezidențial Good Residence? Am intrat pe internet, am cerut câteva oferte și domnul Robert Sârbu a fost foarte drăguț și m-a contactat și mi-a povestit puțin la telefon de acest ansamblu. Și foarte încântat am fost de ceea ce am auzit de la dânsul. Am stabilit o întâlnire, am venit și am văzut. Care a fost motivul ce v-a determinat să vă mutați la casă? Pentru că stau de foarte mult timp la bloc, stau într-o zonă foarte aglomerată și cu foarte mult zgomot, atunci am considerat că este momentul să vin într-o zonă mai liniștită și asta m-a determinat foarte mult să mă mut la curte. Și mie îmi plac florile foarte mult, în apartament nu pot să pun foarte multe flori și atunci am hotărât să mă mut la curte. Ce v-a atras cel mai mult la acest ansamblu rezidențial? Locația, condițiile? Liniștea, în primul rând. Faptul că am plecat din aglomerația din București și zona, foarte frumoasă. Sper să fie foarte multă verdeață, deocamdată nu este, pentru că este un loc nou, dar cât de curând cred că va fi foarte multă verdeață, ceea ce mie îmi place foarte mult. Să înțelegem că a fost dragoste la prima vedere? Exact. Dragoste la prima vedere a fost, am văzut-o, am văzut și alte case înainte, dar nu mi-au plăcut și faptul că această casă a avut terenul foarte mare, asta m-a determinat să optez pentru această casă. Ce puteți să ne spuneți despre colaborarea cu echipa Good Residence? Cum s-a desfășurat procesul de cumpărare a locuinței? Nu cred că am să găsesc o echipă mai drăguță, o echipă mai frumoasă și mai determinată. Este foarte determinată această echipă și știu exact ceea ce trebuie să spună și ceea ce trebuie să facă ca să mă determine pe mine să optez pentru această casă. Au fost de nota 10. Ce părere aveți despre comunitatea de aici, în ansamblu? Foarte multe nu pot să vă spun pentru că nu cunosc vecinii încă, doar până să cumpăr această casă, când am văzut-o prima dată, am luat legătura puțin cu vecinul din partea stângă și a fost ok, a fost foarte drăguț și vecinul din partea dreaptă, tot la fel, am vorbit, dar foarte puțin, sunt tineri și sunt drăguți. Ce mesaj ați transmite celor care își doresc să achiziționeze o casă în detrimentul unui apartament? Cu toată încrederea, este mult mai bine față de un apartament care ai un loc restrâns, aici ai o zonă mai mare, cu puțină lumină, mai multă, de fapt, nu cu puțină, cu mai multă lumină și, nu știu, pentru mine este oaza de libertate și de foarte multă căldură, o casă la curte. Contează foarte mult, foarte mult contează pentru mine. Eu am fost crescută de mică la curte și atunci cu tot dragul la curte. Mulțumim frumos! Și eu vă mulțumesc!